De binecuvântare arhierească s-au bucurat în a treia duminică din perioada triodului și credincioșii parohiei Cuzdrioara din județul Cluj. În biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în prezența autorităților civile și militare, precum și a numeroși credincioși. Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Judecata Universală și a îndemnat pe cei prezenți să fie aproape de semenii aflați în nevoie și să se implice în acțiuni filantropice și de asistență socială. Criteriul important de judecată a Domnului Iisus Hristos îl vor constitui faptele milei trupești. Flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Asistența socială. Vedeți cât de mult trag în cumpăna dreptății lui Dumnezeu faptele cele bune, faptele noastre cele bune. Acum, eu știu că trăim într-o lume secularizată. Nu știu cât își pun oamenii problema credinței. Ar trebui să ne o punem serios. Și o pun așa cum și o pun. Da, cei ce și o pun foarte serios problema credinței și se gândesc la judecata universală, nu numai că se sperie, că nu se sperie, ci așteaptă cu drag întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos la cea de-a doua lui venire. Știm ce zice Scriptura, nimeni nu știe clipa aceea, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai Tatăl. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Recea Cristur. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Sfântul Ierarh Nectarie din Dej. La chinonic, interpreta de muzică populară Adela Zanc, fiica a satului, a interpretat pricesne. Pentru întreaga activitate pastorală și administrativă desfășurată în cei 38 de ani de slujire, Înalpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor pe preotul paroh Vasile Banc. Părintele paroh i-a oferit cu acest prilej ierarhului o icoană cu Maica Domnului. De asemenea, copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Ziua de astăzi este o zi binecuvântată de Dumnezeu, pentru că după 22 de ani am avut prezența unui arhiepiscop și mitropolit în parohia noastră la o liturghie arhierească. Nădăjduiesc că de acum înainte ne vom ruga ca bunul Dumnezeu să ne ajute să mergem în continuare pe drumul credinței, sorbind din apa cea vie a cuvântului lui Dumnezeu. Zi de aleasă bucurie duhovnicească pentru comunitatea euharistică a parohiei Cuzdrioara. Satul Cuzdrioara, prima mențiune documentară a satului este încă din anul 1205, iar biserica în care Părintele Mitropolit Andrei a slujit astăzi dumnezeiasca liturghie este ocrotită de către Sfântul Ierarh Nicolae și a fost zidită în anul 1863. Pentru această zi de neuitat, scrisă în istoria parohiei Cuzdrioara, dăm slavă lui Dumnezeu, mulțumim Părintelui Mitropolit Andrei și Părintelui Paroh Vasile Banc, dar și comunității de aici. În decursul timpului, biserica din Cuzdrioara a fost restaurată de mai multe ori. Lăcașul de cult a fost resfințit în anul 2002.